Bine v-am regăsit, dragi copii! Așa cum bine știți, Neluța bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici! Dragi copii, anunțați-vă și bunicii pentru că am și pentru ei surprize plăcute! Astăzi vom continua povestea din cartea Vaza cu povestea Tudosiei Lazar, pe care o mai îmbrățișăm odată cu drag și îi mulțumim pentru poveștile ei frumoase. Astăzi vom citi povestea Florii de Crin. Între timp, din lipsă de ocupație, Marius a luat o floare de crin și și-a băgat cu toată hărnicia năsucul în ea. Când l-a auzit strănutând, Violeta l-a privit mirată. Intenționa să-l întrebe dacă este frig, dar văzându-i năsucul tot pictat cu polenul galben al florilor de crin, a izbucnit în râs amuzată de priveliștea oferită de micuț. Dragule, trebuie să nu-ți mai bagi năsucul peste tot. Du-te la oglindă să vezi ce simpatic ești. Ducil, micuțul s-a dus să se privească în oglindă și văzându-se așa de galben, a venit agitat la bunica lui să se dumirească de cele întâmplate. De unde m-am murdărit așa, biga? Eu doar am mirosit floarea asta albă. Floarea asta se numește crin. Vezi că are în mijloc un fel de semințe încărcate cu un praf galben. Ei, acesta se numește polen și este cel care ți-a murdărit năsucul. Mai bine sus spus, ți l-a pictat. Acum, du-te fuguța și te spală, ca după aceea să-ți spun și povestea acestor flori. Violeta a terminat de aranja florile pentru fiica sa și, în așteptarea nepoțelului, s-a gândit că nu ar fi rău să-i pregătească și o cană cu lapte, ca astfel să-l determine să-l bea, fără să mai facă mofturi. De când se mai mărise, Marius nu agrea deloc laptele, cu toate că era necesar să-l consume. Cu greu și destul de rar, mai accepta să bea câte o cană. Acum spera ca, de dragul poveștii, în timp ce o va asculta, să nu mai facă nazuri. Mai recurgea la câte un șiretlic. Bica, m-am spălat, acum pot să încep povestea. Scumpete, eu povestesc și tu îți bei laptele în acest timp, e bine? Ha, tu știi că nu prea-mi place. Știu. Dar numai pentru că pentru copii este necesar să... Știu, numai că pentru copii este necesar să consume lapte și să știi că în viață trebuie să faci și unele lucruri chiar dacă nu-ți plac. Doar pentru că este nevoie de ele. Așadar, ascult-o pe bunica ta că-ți vrea doar binele. Cu mutrișoara un pic întoarsă, Marius a trecut la executare, în timp ce Violeta, cu brațul pe după umerii lui, și-a început povestea. Dacă privești atent, vei vedea că fiecare fir de crin are de fapt câte două flori. Fiecare dintre ele este înzestrată cu un parfum foarte puternic, pentru unele ființe chiar ucigător. Sau, atunci când este mirosit prea mult, devine toxic. Se spune că pe vremea zânelor și a zeițelor, pe atunci, undeva pe pământ, trăia o familie tare săracă. Abia de aveau ce mânca de la o zi la alta. Dar se considerau fericiți cu puținul lor pentru că aveau un băiat și o fată foarte cuminți și frumoși. Ei purtau frumoasele nume de crin și crină, doar că Doamne, Doamne a vrut să-i cheme la el pe cei doi părinți, copiii rămânând astfel singuri pe lume. După ce și-au plâns durerea, cei doi frați au hotărât să plece
în lumea largă, să-și caute norocul. Scuzați. Acolo unde era casa părintească, nu mai aveau pe nimeni care să-i ajute. Dragul meu frate, acum că suntem singuri, noi ce putem face? Ei, dragă Crina, nu avem altă cale de urmat decât să plecăm în lumea largă să ne căutăm norocul. Acum părinți nu mai avem, așa că aceasta este singura noastră speranță. Și eu cred că trebuie să ne facem un rost pe lume, acolo unde ne vom găsi norocul. Am rămas doar noi doi și trebuie să fim mereu uniți ca să răzbim toate greutățile vieții. Cu puținele lucruri pe care le mai aveau rămase de la părinții lor, cei doi frați au plecat în lumea largă. Pe unde treceau, toți cei care îi întâlneau rămâneau uimiți de frumusețea lor. După o vreme, obosiți și flămânzi au ajuns în împărăția unei vrăjitoare foarte rele și cu puteri nemăsurate. Aceasta avea o fiică și un fiu, care erau pe cât de urâți, pe atât de răi. Când Crin și Crina au ajuns pe acele meleaguri, răutatea din ea a hotărât că trebuie să o omoare pe fată, iar pe băiat să-l însoare cu fiica sa. Această vrăjitoare avea puteri foarte mari, astfel că după dacă voia, orice atingea se prefăcea în stană de piatră. Doar dacă atingea un copil nevinovat cu acea baghetă aurii sale, acesta se transforma în floare. De aceea, când cei doi frați au ajuns la castelul său, Zgripțuroaica a coborât pe o mătură ca o furtună și în trecerea sa a atins-o cu bagheta pe Crina. Neînțelegând ce se întâmplă sub privirea mărmurită a fratelui său, fata imediat s-a transformat în floare. Bietul său frate, plângând cu lacrimea mare, nu știa ce poate să facă și cum să scape sora de vraja cea rea. Din împărăția lui Zeus, privirile zeițelor erau îngrozite de cele ce vedeau. Durerea cruntă a băiatului a înduioșat-o pe zâna bună, cea care le purta de grijă micuților frați. Ea hotărâ că trebuie neapărat să-l ajute pe Crin să-și recapete surioara. Aceasta era nimeni alta decât Cloris, zâna florilor. A coborât din împărăția sa și a spus astfel băiatului: dragă Crin, eu voi încerca să te ajut să-ți recapeți surioara. Mare ghinion ați avut să ajungeți pe aceste meleaguri. Această vrăjitoare are puteri mai mari decât ale mele și de aceea nu știu dacă vom reuși să o învingem. Frumoasă zână, măcar să încercăm. Poate reușim să o înduplecăm pe Zgripțuroaică să-mi readucă la viață surioara. Această vrăjitoare este cunoscută pentru cruzimea sa. Ea nu are milă pentru nimeni. Primește de la mine această floare fermecată. Ea are puterea să rupă vraja surioarei tale și tot ce atinge să prindă viață și să-și recapete înfățișarea pe care o avea mai înainte. Dar trebuie să te ferești să fii văzut și tot așa, dacă reușești, să vă grăbiți să ieșiți din împărăția vrăjitoarei cât puteți de repede. Abia atunci veți scăpa de puterile ei. Îți mulțumesc din inimă, frumoasă zână! Ținând floarea ascunsă la pieptul său, Crin a așteptat să fie singur cu sora sa și departe de privirea rea vrăjitoare. Abia atunci a atins-o pe Crină cu floarea fermecată. Imediat aceasta și-a recăpătat înfățișarea și parcă trezită dintr-un somn, frecându-se la ochi, a întrebat: Dar ce mi s-a întâmplat?
Parcă am adormit și am visat că eram o floare la care o femeie urâtă venea și îi spunea: ești o floare și așa o să rămâi? Draga mea surioară, așa este. Stăpâna acestor locuri este o vrăjitoare foarte rea. Ea te-a transformat astfel ca să te despartă de mine. Din fericire, zâna florilor s-a înduioșat și mi-a dat o floare fermecată cu care să te ating și să te readuc la viață. Hai repede să fugim cât mai departe de aici, să nu ne găsească zgripțuroaică. Ținându-se de mână, au plecat alergând cât îi țineau picioarele, dar nu au apucat să ajungă pe altă împărăție, că vrăjitoarea cea rea a văzut lipsa crinei. Mânioasă, foc a pornit val vârtej în căutarea celor doi frați. De cum i-a ajuns din urmă, i-a transformat în flori de un alb strălucitor și pur, precum inocența celor doi copii, numai înainte de a le spune: dacă nu ai fi luat-o pe sora ta din puterea mea, pe tine te lăsam să trăiești și ți-aș fi dat-o pe fiica mea de soție. Ai fi ajuns foarte puternic în împărăția mea, dar tu ai vrut să fugi de aici. De aceea vă voi pedepsi aspru pe amândoi. Veți rămâne pentru toată viața două flori pe aceeași tulpină. De atunci, aceste flori au rămas cunoscute cu numele de crin, ca să fie sigură că nu vor mai fi salvați de zâna florilor. Zgripțuroaica le-a învăluit într-un miros urât și foarte puternic, astfel încât să nu lase pe nimeni să se apropie de cei doi. Și tot de atunci, frumoasele flori de crin sunt foarte prețuite, tocmai pentru că ele țin între ele petale frumusețea și inocența unor suflete nevinovate. Bica, dar mie mi-a plăcut mult mirosul lor. Nu este deloc rău. Așa este. În urma celor întâmplate, singurul lucru pe care l-a mai putut face protectoarea celor doi frați, zâna Cloris, a fost să transforme acel miros care îi îndepărta pe cei din jur într-un parfum foarte puternic, doar foarte bogat în nuanțe, care te îmbată dacă stai mult în preajma sa. În plus, aceste flori pot fi folosite și pentru alte scopuri care folosesc oamenilor, cum ar fi produsele cosmetice. Bunica, eu îi voi spune și mamei de ce crinii sunt așa de iubiți de oameni, că poate nu știe, abia aștept să ajungă și să-i spun povestea. Foarte bine, foarte bine faci. Cred că mama ta va fi încântată să o asculte și în niciun caz să nu uiți să-i spui că seara, înainte de culcare, trebuie să scoată vaza cu flori afară, în aerul nopții. Cine știe, poate că și ele se vor bucura de frumusețea stelelor care luminează drumul lumii, lunii din împărăția cerului. Noapte bună, copii! Să ne revedem sănătoși!